Andrada și Isabel vorbeau despre Ionela, că aceasta se apucă să se pregătească deja pentru petrecere, că merge să se spele pe cap, apoi o să se macheze și că durează 2 ore. Ziceau fetele că au pierdut-o definitiv. Ionela le-a auzit vorbind, a venit să le întrebe despre cine vorbește și fetele au spus că despre ea și Ionela spunea că într-adevăr durează destul de mult pentru că trebuie să se spele pe cap, are acele extensii și durează foarte mult pentru că s-au și degradat și sunt într-o stare foarte rea. Le povestea că a vorbit cu sora ei și i-a transmis să îi comande acele extensii, să îi le trimită, dar încă nu s-a întâmplat și era chiar necăjită din cauza asta. Spunea că poate sora ei nici nu se uită la ea să vadă în ce hal arată, sau poate că îi se pare că arată bine părul ei pentru că îl mai aranjează fetele, o mai ajută. Isabel o sfătuia să spună și Ionela la Antena Play ce are nevoie și poate un susținător o va ajuta să spună că are nevoie de extensii, bandă de extensii și remover. Ionela spunea, nu, lasă că i-am zis surorii mele și sper că o să-mi cumpere și Isabel a început să râdă, glumea cu ea, dacă nu-ți trimite Ionela, asta este, te măriți și tu așa. Andrada spunea că oricum la finalul sezonului a înțeles că cineva vine și o să le aranjeze la păr.